de la clasa A10-a, Boștină Emanuel, și el participant la concursul Sălceanu. A fost o zi încărcată de emoții pentru elevii Colegiului Național Gheorghe Țițeica. Au fost premiați pentru rezultatele deosebite obținute la concursurile de fizică. Fiecare experiență mă va ajuta pe viitor. Nu doresc să urmez o facultate de fizică, însă m-am gândit că va fi de folos să știu mai multe decât la clasă. Am participat la concursul online FI, am obținut premiul 3 și am participat ca să-mi testez cunoștințele. Problemele au fost de nivel mediu. Elevii care s-au clasat pe primele locuri la concursul Nicolae Sălceanu sunt direct admiși la Universitatea de Vest din Timișoara. Mă vor ajuta foarte mult premiile. De exemplu, pentru concursul organizat de Universitatea de Vest, sunt admis ca student în primul an cu media 10 și cu bursă. Am participat pentru că îmi place foarte mult materia aceasta, adică fizică. Acești 14 copii, având șansa de a fi admiși la Facultatea de Fizică din Timișoara, Universitatea de Vest, fără concurs de admitere, declarați admiși cu media 10 și cu posibilitatea de bursă și cazare în cămin, este o oportunitate deosebită pentru ei. Probabil că unii vor marșa la această oportunitate. Elevii de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica au obținut rezultate deosebite și la alte concursuri școlare. Acum cei din clasa a 12-a se pregătesc să susțină examenul de bacalaureat.